Mult așteptatele carduri naționale de sănătate vor fi distribuite asiguraților începând cu sfârșitul lunii septembrie, urmând ca ele să fie funcționale de la 1 ianuarie 2015. Președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sălaj, Marius Tăutu, a explicat cum vor trebui să folosească asigurații cardurile în relația cu furnizorii de servicii medicale. Astfel, posesorul cardului național de sănătate va trebui să prezinte documentul în momentul în care se va prezenta la cabinetul medicului de familie, dar va avea nevoie de el și dacă va fi trimis la specialist sau va merge la farmacie. Acel card este obligatoriu, da, când asiguratul se va prezenta la un furnizor de servicii medicale. Legislația prevede, dacă nu prezintă cardul, acele servicii vor fi furnizate contra cost. Președintele Casei de Asigurări de Sănătate Sălaj a precizat că în cazul pierderii, deteriorării sau furtului cardului național de sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate va elibera la cererea asiguratului o adeverință care să ateste calitatea de asigurat, valabilă 30 de zile, perioadă în care persoanei care nu se mai află în posesia cardului îi se va emite un alt document contra cost. Suma pe care va trebui să o plătească asiguratul care a solicitat un alt card național de sănătate nu a fost încă stabilită.